s-au deschis deja ușile în casa Mireasa sau nu știu dacă au fost închise după live-ul de astăzi. Când m-am uitat eu deja concurenții băieții erau în casa fetelor, acum toată lumea la masă, se mănâncă ceva plăcintă. Am înțeles că au gătit mamele și concurenții majoritatea au fost abia așteptau să se termine live-ul să meargă să mănânce. În bucătăria mamelor, Maria, Ștefan, Laura, doamna Daniela, au apărut apoi și Adriana, Elena și Valentin, care iarăși sunt mai tot timpul împreună. În casa băieților, de asemenea, în bucătărie i am văzut pe Cristian și pe Antonia la masă. Aici băieții au gătit ceva piure cu carne, din câte îmi dau seama. Pe Delia și pe Liviu nu i-am văzut încă, posibil să fie în dormitor. Bun, am înțeles că astăzi s-a dat și vestea cea mare și anume faptul că de mâine vor intra încă trei, nu unul, trei concurenți în noi în Casa Miriasa, așa că va fi o schimbare totală de această dată. Nu am înțeles dacă vor fi fete, băieți sau și fete și băieți. Eu nu am fost foarte atentă să-mi spuneți asta dacă ați înțeles.